În clipul de astăzi, mă băieți, vreau să-mi cumpăr un item care vreau de foarte mult timp să-l am în inventar. Uh, să vă las un pic în suspans și să plecăm un pic în inventar să vedem niște iteme ca să ne facem gol de acel item. Hmm. Dacă vreți să mai vedeți clipuri la genul în care vă arăt ce-mi cumpăr, intrați acolo pe serverul de Discord. Uh, nu uitați de like, să facem cât mai multe, un follow pe Instagram, un join pe serverul meu de Discord, pentru că facem foarte multe giveaway și un follow pe TikTok, să faceți și noi acolo 1000 de follow că chiar, chiar se cere. Și ce pot să mai zic, dacă vă plac clipuri de genul, like acolo, să facem 4K de abonați și subscribe de asemenea, fiindcă la 4K de abonați voi da un cuțit la giveaway și eu zic să intrăm direct în inventar, să vindem niște chestii prin inventar ca să ne luăm mare AK. Asta e singurul indiciu pe care vi-l dau. What? What? Unde eram și mă dat în bază? Uh, ok. Hai să intrăm în inventar, să vindem, că deja se blochează, se buguiește tot jocul. Înainte să începem clipul, mă băieți, nu uitați acolo să intrați pe aplicația celor de la nu și să folosiți codul meu pentru a primi plus 20% și o șansă în plus la Willspin plus codul pentru graffiti case pe care îl aveți în primul link de descriere, la fel și în primul comentariu. Totul este legit, aplicația este legită. Pe canalul meu aveți diferite clipuri în care vă arăt cum deschid cutii, ce îmi pică și multe, multe altele. Hai să deschidem și niște cutii aici. V-aș recomanda să jucați de fan, să nu vă apară rău că pierdeți bani și să jucați responsabil, într-un cuvânt mai bine zis. Asta e scump, e bun, e bun, e bun. Hai să mai deschidem că văd că pică că lumea asta nu e bun. Nu. 69, bă, de mișto cutia, văd eu. O să bun și ăsta. 15, bun. Dacă scoatem profit, așa e nebun. Nu, ăsta nu e bun. Hai, mă dă ceva forță. Mă, dacă ne picați Halloween sticker pe cola, să ream în aer, efectiv. Vezi că e faină rău cutia asta, mă jur, vezi că e ca lumea cutia. Na, da, ultimele dropuri n a fost cu noroc și asta la fel. 30 doar. Hai, aruncă -ne. E bun și ăsta, mă, și nebun la cap. Ia, câte 5? 300? 200? Ia, 3. Ce pică? A, ce asta, mă? E bun ăsta. Ai, că e bun. Credeam că e bun, mă, că e din colecția Bun, e bun ăsta. Vă pun, mă, băi, și vă las clipul în continuare. Ce pot să zic este un AK care îmi place mie foarte, foarte mult și vreau de mult timp să-l prind la niște sticăre bombă și efectiv acum am găsit oferta cu niște sticăre forță rău de tot. Ce vreau să-mi vând este să-mi vând această baionetă care 6700 gold. Hai să vedem 6700 gold. Deci 6600. așa e perfect. Hmm, să o vindem. Să o vindem. Hai să o punem pe shop. Poate se cumpără. Vindem și această cutie la 1596, deci 1596. Hai să o vindem. Bă, să sperăm că se vor vinde itemele foarte, foarte rapid, să nu stau foarte mult după ele. Pot să stau și eu de săgeată asta în jos, perfect. Bă, vreau să-mi vând și din stickere, fiindcă am zis eu că fac ele schemă și că poate fac, nu știu, fac un upgrade ceva sau o investiție, dar din păcate nu prea e și schema. Văd că nu prea se scumpesc, nu știu cât timp ar trebui să stai pentru ele. Deci... Ar cam trebui să să, să să le vând, zic eu. Hai să vedem dacă a pus cineva vreo ofertă peste mine. Aparent da. Dar dacă le-aș vinde direct așa, nu se merită, mă băieți. Și e una ca foarte mișto și hai să vi l arăt. Că se cere, vă se cere prea frumos. Uitați-vă la el și dacă dă mai jos. Dacă dă un pic mai jos. Uitați-mă. Uitați, uitați ce a N-am cuvinte, efectiv, cât de frumos e. E cam scump, e cam scump, dar... Hmm, nu știu ce aș putea să vând, sincer. Adică baioneta asta nu prea vreau să o vând la un preț așa de ieftin. Pe bune nu vreau să o vând. Ce aș mai putea vinde prin inventar? Hai să-l vând și pe ăsta. E 99 gold, bă. păcat că orderul uh, mic e foarte... Nu știu cum să explic, bă. Deci order e foarte mic. Asta e, asta aș vrea să zic, de fapt, 99 gold, nu? Da. Hmm. Oare cât timp aș sta ca să le vând pe toate? Hai să dăm mai jos. Să vedem și asta cât e, 800, 900, bă, tot mai diferență de 100 gold și contează. 999, 999. Hmm. <hide> Hai să-l vindem. Băi, eu le vând. Să sperăm că se va cumpăra pentru un timp destul de scurt, să nu stau foarte mult după ele. 580. Mamă ce. Hai, dă viața mea. 589. 589 gold. Asta cât sunt? Pai, bă, ce să mă cu toate chestiile astea pe care le-am pe aici? 174. 174. Băi, eu le vând pe toate fiindcă nu cred că mai are sens să le mai țin, că văd că nu cresc în preț, 240. Și unele chestii le-am de mult timp, sincer, chiar le-am de mult timp. Le vom păta toate la 240 cam atât. Acum habar am cât va dura până se vor cumpăra, cred că va dura ceva, ceva mult. Să sperăm că poate, poate durează un pic mai puțin, dar nu cred. Chiar îmi doresc să-mi iau această ofertă și să sperăm că va sta acolo și nu o va scoate nimeni. Fiindcă... Dacă aș găsi contactul băiatul ăla și -o, las o mai ieftin, o iau direct. Se pare un pic cam scumpă. Asta cât e? 6200. Dacă e sau o vână, 6200. la mea, 6200... Am iau puțin rău, 6200. Pa, ai leu, nici nu vreau să aud. Nici nu vreau să 1000 gol, 2000 și ceva, cred. Așa doar. Doar așa. Mm, Nu-mi place. Asta e 21. Am revenit a doua zi. Uh, uitați cât gold avem în inventar, băieți. Fiindcă dacă dăm la history, mi s-au vândut foarte multe chestii. Ăsta, acest sticker, care îl țineam eu pentru pentru a face profit din. E... dar din păcate a fost cel mai scump 1700 sau 1800, nu mai știu cât a fost exact, dar a fost foarte scump, dar aparența a finit foarte rău. Poate vom face un clip mult mai târziu adică când uh, va trece ceva timp să ne cumpărăm și noi chestii prin inventar, când vom investi în diferite chestii din nou, cum investeam noi odată, deci uh, eu, dacă vreți clipuri de genul, uh, dați a pe un like aici în costicăr am vândut această baionetă, bă mi-a plăcut mult această baionetă, din păcate am vândut-o, fiindcă vreau să-mi iau o care chiar mi-o doresc, o să o cumpăr dar nu acum, astea la fel, ăsta la fel a fost cel mai scump, 1000 și ceva și efectiv e 500 de e prea ieftin, la fel mânuși, le am vândut, acest, această cutie și sticările pentru investiții le-am vândut și pe asta, din păcate nu s-au scumpit, dar bă dați seama, trebuia să aștept mult, mult mai mult. Acum, hai să nu mai lungim foarte mult ca să nu ne cumpere cineva ce ofertă. Dăm direct paca. Dăm la! Acaul care mi-l doresc de nu știu cât timp, băieți. deci îl iubesc acesta ca. și deci, efectiv, uitați-vă la oferta. Uitați-vă ce aca frumos. Ce să mai zic, ce să mai zic, ce să mai zic, ce să mai zic! Efectiv să-l cumpărăm? Bă, băieți să-l cumpărăm? Să-l cumpărăm, Să-l cumpărăm, am zis, bă, băieți! Uite-l, ce frumos e! E efectiv cel mai șmecher AK care există. Mai avem 15 gol, n-am mai avut 15 gol de mult, mult, mult timp. ne scoatem cearmul ăsta ca să-l punem direct pe AK-ul ăsta. Ia, merge bine, Merge, mă, merge, merge. Acum hai să intrăm rapid să scoatem această ofertă, pardon, aceste combinații și hai să le băgăm pe astea, pe astea, asta, asta. Hai să scoatem ca un pic. Deci ar veni ăsta cu ăsta. Da, îți doar mânușile care le vreau eu. Intru rapid într-un privat. Bam, dăm așa, dăm pe, dăm pe Breeze sau pe Sandstone sau pe orice mapă. Hai să dăm pe Sandstone și chiar sunt curios să vedem cum se vede această, această combinație. Deci acau asta e acaul meu, cred că prefera din joc, de foarte mult timp vreau să -l mi -l iau și efectiv a venit și timpul când mi l-am luat. Uh, Bă, sincer să fiu, aveam, trebuia să țin golul ăsta pentru niște investiții, pentru niște chestii, dar, 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 nu știu mă, nu știu, nu știu, nu știu, adică am vrut să-mi iau și eu acesta, că, adică dacă o să mă plătesesc grav de el, o să-l vând, dar va dura ceva, zic eu, hai să vedem ce, cum arată, hai să vedem. Bă, vreau like-uri la acest clip, să facem cât, cât mai multe like-uri acolo, fiindcă, fiindcă ce să mai zic, hai. Hai să vedem. Sunteți gata, băieți? Sunteți gata să vedeți? Ce să mai zic, mă băieți? Ce să mai zic, mă băieți? Ce să mai zic, mă băieți? Cel mai frumos aca care este pe jocul ăsta. Îi fac și un screenshot. A uite-l. A uite-l. Ce să mai zic? Deci e efectiv cel mai șmecher ca cu cele mai șmecheri sticker, deci mi se pare incredibil, nu regret niciun gold, a fost foarte mult, dar nu regret niciun gold. Acum trebuie să ne învățăm să tragem cu ca asta, că avem schimb pe aca, dar trebuie să ne învățăm și să tragem un pic. Ce să mai zic mă băiți, cam asta a fost și clipul, clipul ăsta a fost ca să vă arăt ce mi-am cumpărat și mi-am cumpărat AK necro, AK ca necromancer, aca, aca tuiers red. Am fost inconștient, nu mi-am dat seama ce am făcut și efectiv mi-am cumpărat Akatuers Red de 16.666 gold. Ce să mai zic? Vreau să văd și eu părerea voastră în comentarii. Chiar sunt curioț să, vedeți, să văd ce o să ziceți. Și dacă vă place, dacă vă place acest skin pack, dați acolo pe butonul de like să facem cât mai multe. Un follow pe Instagram, un join pe serverul meu de Discord Un follow pe TikTok Nu uitați că la 4K de abonați Voi da un cuțit la giveaway și na, ce să mă zic Vă pup și ne auzim la clipul viitor Pa, pa!